Accident teribil în Arad. 4 tineri, 2 fete și 2 băieți au plonjat cu mașina într-un lac. Din nefericire, cele 2 fete au decedat. Una dintre ele se afla la volanul mașinii. Din primele cercetări aflate la fața locului s-a stabilit că o tânără, în timp ce conducea un autoturism pe un drum agricol, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, plonjând în lacul Ghioroc, a declarat Lorena Radu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Arad. La momentul impactului, tinerii erau pe bancheta din spate a mașinii și au reușit să se salveze în timp util. Aceștia au ieșit în not la mal. La sosirea echipajelor de salvare, tinerii supraviețuitori erau deja în stare de șoc. Ce s-a întâmplat? Eu nu știu, am mai trezit. Trăgeam aer, dădeam din mâini, am plus aer afară din mașină. Dar ce, a derapat? Nu știu, ce te explici că s-a întâmplat? În momentul ăsta nu știu să te explic. Fetele au rămas blocate în mașină cu centurile puse mai bine de jumătate de oră până la venirea echipajelor de descarcerare. Timp de peste 40 de minute, fetele au fost resuscitate, însă fără niciun rezultat. Cele 2 tinere de 24 respectiv 26 de ani au fost transportate la spital și la scurt timp a fost constatat decesul. Cei 4 tineri sunt originari din județul Timiș. Fata care era la volanul autoturismului avea o pasiune pentru mașinile de mare viteză, era împătimită a drifturilor și avea chiar un atelier auto.